Astăzi, de 8 martie, șoferițele din municipiul Drobeta-Turnu-Severin au fost amendate cu flori. La început de primăvară, polițiștii rutieri mehelințeni au dăruit conducătoarelor auto flori și le-au urat o primăvară frumoasă, lipsită de evenimente rutiere. Și vă dorim o zi frumoasă, o primăvară fericită și fără evenimente rutiere. 8 martie este o zi cu însemnătate deosebită pentru toate femeile din întreaga lume. Astfel, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți nu a putut să nu marcheze acest eveniment. Așa că, dis de dimineață, cu brațele încărcate de flori, polițiștii rutieri au dăruit conducătoarelor auto flori și le-au urat o primăvară frumoasă, lipsită de evenimente rutiere. Cu cel mic e cea mai importantă zi pentru o mamă, pentru o femeie, să aibă un copilaj pentru care să trăiască. Ați mai primit flori în trafic de la poliție? Nu, este prima oară. Ce părere aveți pentru asta? E foarte interesant și recomand să procedeze la fel și în anii următori. Cum vi se pare această acțiune? Un gest foarte frumos. Ați mai fost oprită pentru a primi flori? Nu, niciodată. Cum petreceți această zi? Împărțind la rândul meu daruri și gesturi frumoase. Nu mă așteptam. E un gest foarte frumos. Ce vei face astăzi de 8 martie? După muncă o să ies puțin la restaurant cu colegele mele de muncă și apoi tot așa, pe afară. Ziua Internațională a Femeii este sărbătorită în fiecare an pe data de 8 martie pentru a comemora atât realizările sociale, politice și condițiile economice ale femeilor, cât și discriminarea și violența care își fac încă simțită prezența în multe părți ale lumii. Vă dorim să aveți o primăvară frumoasă. Vă mulțumesc din suflet. Fără evenimente rutiere. Doamne ajută, mulțumesc din suflet. Vă așteptați să vă oprească poliția? Sincer, nu mă așteptam, însă felicit activitatea, acțiunea domnilor de la poliție și le mulțumesc pe această cale. Cum o să petreceți astăzi, 8 martie? O să ies cu colegele mele în oraș și o să petrecem ca între fete. Acțiunile de Ziua Femeii au avut loc pe bulevardul Ice Brătianu, în zona grădiniței numărul 3 a municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Începând cu ora 10, polițiștii serviciului rutier și biroul rutier au acționat pe raza municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Au oprit doamnele și domnișoarele aflate în trafic, nu pentru a fi sancționate, ci pentru a le oferi brelocuri, flori și sfaturi preventive, celebrând astfel Ziua Internațională a Femeii. Le urăm acestora o primăvară frumoasă și lipsită de incidente în trafic. Pe lângă flori, polițiștii le-au oferit participantelor la trafic și recomandări vizând conduita preventivă și obligativitatea respectării prevederilor legislației rutiere.